Este o prezentare despre care o să aflați pe parcurs ceva mai multe informații și conținutul vă va fi prezentat în continuare. Ok, să începem cu o persoană importantă în cadrul Public Speaking Support Group și anume cu Răzvan Daba, cel care este inițiatorul acestui proiect. Și cum ați văzut la început, proiectul se desfășoară sub tutela JCI și anume Junior Chamber International. Este un ONG care a plecat din Statele Unite, încet încet s-a dezvoltat, a plecat prin anii 80, dacă țin bine minte, și ajută tinerii să se dezvolte, să creeze relații de business, să practice antreprenoriatul și alte multe proiecte. Revenind la Răzvan, el este cel care a deschis Public Speaking Support Group, așa arată una din întâlnirile de la Orange Concept Store. Și este o poză destul de recentă, să spunem, pentru că la început numărul participanților era destul de mic, undeva la 10-15, încet, încet a tot crescut și asta ne bucură foarte mult. Tangențial mă mai ocup și eu de organizare din când în când, am avut plăcerea să și moderez o întâlnire. Și proiectul are țintă, să spunem, sau scopul proiectului este să devii un speaker mai bun prin practică. Cu asta vrem să venim în ajutorul celor interesați, desigur, care vor să participe. Și nu doar atât. Le oferim și cadou, așa cum ați aflat de la Dragoș un pic mai devreme, acel feedback. Nu o să mai vă povestesc încă o dată ce înseamnă feedback-ul, sper că ați înțeles, e cel apreciativ și cel corectiv. Și asta vă ajută, este cadoul publicului, cadoul pe care voi îl primiți gratuit. Și sub motoul Speak, Learn, Enjoy, vrem să avem la fiecare întâlnire oameni pasionați, oameni care vor să învețe și să-și dezvolte cât mai bine abilitățile de vorbit în public și să afle lucruri noi. Iar unul din lucrurile noi cu care am să fac legătura spre subiectul principal al discursului meu este TED. Poate unii dintre voi ați auzit, o mână ridicată, cine? Perfect! Ok! TED înseamnă Technology Entertainment Design, poate doar tehnologia să o traducem în română, că ăsta e singurul cuvânt pe care îl putem traduce în română, din astea trei. Și sunt o serie de conferințe care adună oameni de asemenea pasionați și interesați de diferite subiecte. La început doar de acestea trei, însă încet încet s-a dezvoltat pe arii ca organizații non-guvernamentale, social, dezvoltare personală, antreprenoriat și foarte multe chestii. Am auzit un pic mai devreme de Tony Robbins, a fost și la un TED, Jamie Oliver, Al Gore, până și speech-ul de început de la Stanford ținut de Steve Jobs a fost popularizat pe site-ul lor, pe TED. Însă, subiectul despre care vreau să vă vorbesc este voluntariatul. Și anume, ce facem noi aici, pentru că și asta este o formă de voluntariat, pentru că nu ne-a obligat nimeni, nu cred că ați fost amenințați de acasă, dacă nu vă duceți la Public Speaking Support Group, o să dormiți pe preși sau ne despărțim sau nu. Nu cred că a zis nimeni așa ceva acasă, ci ați venit din plăcere, din curiozitate. Văd foarte multe fețe noi. Repet, am lipsit și o vreme, dar totuși am mai stat pe Facebook cu ochii pe fotografii și din ce în ce văd cât mai multe fețe noi, mă bucură lucrul ăsta și asta înseamnă că ne atingem scopul într-un fel. Pentru că orice acțiune de voluntariat ai întreprinde, ai doar de câștigat, nimic de pierdut. Poate la început, să spunem, în unele proiecte, mai poți investi ceva bănuți, însă încet, încet vor ieși și poate ți se vor întoarce și cu ceva dobândă, cine știe. Însă ideea e că voluntariatul te ajută pe tine și cel mai mare beneficiu pe care poți să-l ai, oricât de multe posesiuni materiale ai avea, e de fapt avantajul spiritual sau personal, și anume că te îmbunătățești, devii mai bun și afli informații interesante. Și vreau să vă împărtășesc povestea mea, cum am apucat eu de voluntariat. S-a întâmplat acum vreo 4 ani. A trecut ceva vreme de atunci. Însă n-am să uit niciodată momentul zero, momentul de la care dintr-un licean am devenit un voluntar, să spunem, sau și un licean și un voluntar, că nu m-am lăsat de școală totuși, sunt student anul 3 momentan și dacă ați ținut minte din primul slide, studiez ingineria mediului. Așa am reușit să descoper de fapt ce-mi place, prin intermediul voluntariatului. Și anume, într-o vineri, mi-aduc foarte bine aminte, mi-aduc aminte și cu ce blovări eram îmbrăcat.
Asta nu e relevant pentru poveste. Vine diriginta noastră la clasă și ne spune: cine știe engleză pleacă în Turcia. Zic: ok, I can spell my name. Și zic: ok, hai să vedem ce se întâmplă. M-am dus să văd unde, cine căuta oameni care doar știau engleza și plecau în Turcia. Să aflu că de fapt acolo era un mic ONG care era la început și căutau membrii noi pentru un proiect de voluntariat, Youth in Action sau Tineret în Acțiune, cum este tradus la noi în română. Sunt proiecte pentru tineri care încurajează schimburile europene. Până acum am fost la 6 proiecte și undeva mai târziu o să vă arăt ceva foarte interesant apropo de chestia asta. Dar trecând peste momentul zero și cum încet, încet am aflat ce îmi place și mi-am descoperit pasiunile, primul proiect a fost despre mediu. Am avut un mic research de făcut, am învățat despre problemele de atunci, de acum 4 ani. Din păcate nu s-au mai redus, s-au adunat și altele în tot acest timp. Și la un moment dat, fiind la Mate Info, m-am gândit că ce altceva aș putea să fac decât automatică. Dacă suntem la Mate Info, facem automatic. Bineînțeles, după discuție cu ai mei, punând X în dreptul universităților care nu-mi plăceau sau nu aveau nicio relevanță pentru mine, zic: ok, nu medicină, nu, ok, ajungem la poli. Bun, însă, având partea de voluntariat în spate și proaspăt descoperită pasiune pentru mediu, la un moment dat vin cei de la energetică la noi la facultate și prezintă ce ofertă aveau. Și la un moment dat mi s-a aprins un beculeț. Zic: ok, aveau ingineria mediului. Zic: ok, trebuie să studiez chestia asta. Tată, nu mă mai duc la automatică. O să fiu inginer de mediu. Bun. Dar acum, revenind un pic mai aproape de prezent, vreau să mai împărtășesc cu voi 3 lecții. Ce am învățat în aproape 4 ani de voluntariat și cum au reușit toate acțiunile pe care le-am făcut, pentru că n-au fost doar proiectele acestea separate, dispersate în timp, au fost și alte activități și oameni noi pe care am cunoscut și diferite acțiuni la care am participat. Primul lucru, te schimbă, dar te schimbă într-un mare fel. Nu sunt mândru de fotografia pe care o să vă arăt în continuare, dar e adevărată. E undeva din vara al 2006. Și, cum ziceam, eram doar un licean, la mare, în cazul ăsta. E, după 4 ani, ajungeam să vorbesc, aici nu e un vorbit în public, e participarea la o conferință Ambition. E o revistă studențească. Întâlnirile se țineau la Cărturești. Și dovadă că te schimbă. Și cred în faptul că schimbarea vine întotdeauna din interior spre exterior și oricât de lucrat la sală ai fi, să zicem, dacă ai o mentalitate greșită sau care nu e deloc etică, nu o să reușești prea mult în viață. Un alt lucru foarte important, înveți. Orice, cum am spus un pic mai devreme într-un feedback, orice lucru pe care îl faci, că citești o carte și asta a spus și voi un pic mai devreme, că dacă citești o carte, dacă vorbești cu cineva, sunt feluri prin care tu înveți. Mai mult sau mai puțin. E experiență. Imaginați-vă că am avut parte de istorie la fața locului. Asta este o fotografie din Istanbul, undeva în spate se vede Moschea Albastră. Și din fericire, unul din liderii noștri, pentru că a fost o echipă cu 2 lideri și 8 participanți, liderii știau ceva istorie. Și pe bună dreptate, dacă n-a fost cea mai bună lecție de istorie pe care am avut-o vreodată, la fața locului, s-a aflit de la cineva care atunci, imaginați-vă, am 16-17 ani, nu eram chiar așa cunoscător ale Imperiului Otoman și ale Istanbulului mai ales. Și erau chestii foarte interesante. Pe aici a intrat sultanul nu știu care, pe aici pașa nu știu care, aici era haremul, aici se întâmpla asta și asta. Și era cea mai bună lecție de istorie pe care am avut-o vreodată. Iar partea a doua de învățare, proiectele propriu-zise, așa arată unul din workshop-uri, undeva sus se vede titlul proiectului. Temele sunt foarte variate, de la chestii de joacă sau copilărie, însă cu abordarea de a învăța din ce am făcut în copilărie, până la niște teme ceva mai serioase, și anume un proiect pe discriminarea femeilor în cazul ăsta. Și al treilea lucru, poate trebuia să fie primul, nu știu, dar cu siguranță e foarte important. Networking-ul, faptul că întâlnești oameni noi, faptul că îți dezvolți rețele de prieteni, dar nu la modul Facebook, pentru că, din nou, degeaba ai 1000 de prieteni dacă știi doar 30. E absolut irelevant. Dacă vrei să faci un fanpage, fă-ți un fanpage. Și
Pentru că mie îmi place să gândesc vizual și să pun lucrurile într-un context cât se poate de palpabil. Asta e România, cred că o recunoaștem cu toții. Și undeva pe acolo să zicem că e Buzău și București, de fel sunt din Buzău. Și prietenii mei se învârteau cam în zona Buzău-București. E, hai să mărim un pic scara. Și hai să facem harta asta, să o îmbolnăvim de pojar. Că așa s-a întâmplat. După 6 proiecte, am ajuns la 25 de țări în care am prieteni și sunt prieteni care îmi stau la un telefon sau un mail distanță și dacă vreodată vreau să vizitez țara respectivă, e mult mai bine să am un localnic decât să mă uit în cel mai bun ghid posibil scris de nu știu ce editură și asta o fi clădirea. E ghidul din 2007, suntem în 2011, ok, nu vă supărați, aici e bine. Dar e mult mai interesant să ai pe cineva acolo la fața locului. Apropiindu-mă de final, nu rămâne decât să vă las un sfat și o mică sau lecția finală, dacă vreți, îndemnul meu la acțiune, și anume să te implici pentru schimbare. Dacă ești nemulțumit, era și povestea lui Ziegler, de fapt, cu domnișoara. Doamna aceea care lucra la un anumit loc de muncă și nu îi convenea deloc situația. Nu poți să ai pretenții ca de la cei din jur să se schimbe pentru tine. Însă dacă s-a schimbat ea, a doua zi, vai, toți s-au schimbat, ce bine ne comportăm toți azi unii cu alții. Da, ideea e că totul pleacă de la tine. Dacă vrei să fii într-adevăr tratat bine, comportă-te și tu bine. Și nu-mi rămâne decât să repet încă o dată sfatul și anume să vă implicați pentru schimbarea pe care vă doriți, să puneți pasiune în ceea ce faceți și să vă mulțumesc!